Salut! Salut! Bine ați venit la BTL Club! Noi ce vom face astăzi, Betty? Noi astăzi vom face un experiment care se numește Slime vs. Biluțorbis. Corect! Noi astăzi o să facem un experiment care se numește Slime vs. Biluțorbis. Și astăzi o să vedem cine pe cine va învinge. Slime-ul pe biluțele orbis sau orbisul pe slime? Și pentru acest experiment noi am pregătit două cutii de slime, noi l-am cumpărat de culoare verde și două pachetele de biluțe orbiz. Un pachetel la noi este transparent, adică biluțele orbiz sunt transparente, și al doilea pachetel este portocaliu. Și în ce constă acest experiment? Noi, după cum vedeți, pe masă avem două pahare și acum tu, Betty, va trebui să torni slime-ul în aceste pahare. Adică o cutie într-un pahar și o cutie în alt pahar. Să uscă? Da! Wow! Curge? Mm-hmm. Ce drăguț! Hai și al doilea! Să te ajut? Da. Și al doilea. Acum eu am deschis și pachetelul cu biluțe orbiz. Acum tu, Betty, în primul pahar cu slime va trebui să torni câteva biluțe orbiz. Cam jumătate de pachetel, eu aș zice. Sau poate un pic mai puțin. Da, eu o să zic cât. Hai, toarnă. Încă. Sau toarnă tot pachetul. Hai, toarnă tot pachetelul. N-a mai rămas nimic, probabil, da? Și în al doilea pahar, Betty va turna un pachetel cu biluțe orbiz de culoare orange. Acum, copii, după cum puteți observa, orbizul nostru stă până ce deasupra la slime, da? Da. Ăsta transparent și ăsta se vede un pic mai bine, care e orange. Acum Betty va amesteca foarte bine primul păhărel. Stăruite să încorporez biluțele. Atent. Da. Trebuie cumva atenționul să dai așa să le dezlipești ca au stat mult și da. Stau mic. Acum fă același lucru și cu biluțele celelalte. Atent. Te stărui să le încorporezi. Și uitați-vă, copii, cum arată la moment biluțele orbiz în slime. Noi va trebui să le lăsăm pentru o noapte ca să vedem cine va învinge. Biluțele orbiz vor învinge slime-ul sau slime-ul biluțele orbiz. Ce se are în vedere? Dacă biluțele orbiz vor atrage slime-ul în ele, adică vor absorbi slime-ul, înseamnă că ele au învins slime-ul și ele evident că trebuie să se facă mai mari. Dar dacă slime-ul va dizolva biluțele orbiz și ele nu vor crește, atunci înseamnă că va învinge slime-ul. Da, pentru că el este un pic mai consistent. Este mai consistent, dar mie mi se pare că totuși vor învinge biluțele orbiz. Da. Deoarece ele deja încep să se mărească în volum. Eu asta deja înseamnă... am observat. Da? Uite. Asta înseamnă că ele deja absorb slime-ul. Uitați-vă! Eu deja știu cine înving, ele, biluțele orbiz. Nu suntem sigure, nu e exclus că până dimineață situația să se schimbe. Și dați să vedem care e situația și cu biluțele transparente. Ele tot parcă s-au făcut mai mari. Chiar s-au făcut? Da. Și de ce am luat noi biluțe transparente? Deoarece am vrut să vedem dacă ele își vor schimba culoarea sau nu. Adică vor deveni verzi
sau nu? Ah, când absoarbe și ele sunt transparente, păi și da, se vor face verzi. Dacă se vor face verzi. Și de asemenea suntem curioase să vedem de ce culoare vor fi și aceste biluțe orbiz. Eu cred dacă că ele și marou. Dacă își vor schimba și ele sau nu culoarea. Dacă se vor schimba, eu cred că un fel de marou. Da, de asta și am luat noi biluțe transparente și biluțe colorate. Da, că s-ar putea schimba culoarea. Mm-hmm. Deci, după cum am mai zis, noi vom lăsa aceste pahare pentru 24 de ore și mâine vom vedea cine a învins. Slime-ul biluțele orbiz sau biluțele orbiz vor învinge slime-ul. Dacă sunteți și voi curioși să vedeți cine este învingătorul, rămâneți cu noi! Iată că au trecut 24 de ore de când am început noi experimentul nostru și dați deci să vedem ce s-a întâmplat cu slime-ul și cu biluțele noastre orbiz. Pa, pa! Wow! Wow! Ce s-a întâmplat, Betty? Orbizurile au câștigat! Orbizurile au câștigat! După cum vedeți, orbizurile au sub tot slime-ul fără milă. Nu a rămas niciun grămuleț de slime pe fundul paharului. Nici măcar atât, micuț, micuț, micuț. Da, mie mi se pare că dacă era mai mult slime, și mai mult slime înghițeau aceste biluțe orbiz. Și după cum puteți observa, biluțele orbiz care au fost transparente, după cum am presupus noi, s-au colorat în verde, da? Dar astea au rămas tot orange, adică portocalii, dar oricum au o nuanță verzie, vezi, Betty? Da, chiar văd. Da, deoarece au absorbit slime verde și nu au crescut din apă. Ele când cresc în apă, își păstrează culoarea lor inițială. Da, pentru că apa nu are nicio culoare. Uh-huh. Hai să le punem pe masă. Wow! Să vedem cum sunt ele. Wow! Sunt un pic lipicioase. Și unele, nu știu, parcă sunt transparente, Betty, vezi? Da, uitați-mă! Unele sunt transparente, da, și ele totuși au absorbit lichidul din slime și nu toate au absorbit culoarea. Sau dacă le curățim, ele tot sunt transparente. Ia de pe aceasta verde să o curăț. Nu, totuși e verzie. Unele sunt transparente, unele A mea era sunt... transparentă, doar avea o peliculă specială. Da? A mea era așa. Am înțeles. Deci unele sunt transparente, unele au nuanță verzie. Sau unele au o peliculă specială. Hai să vedem și astea cum sunt. Să nu le amestecăm. Wow! Ce bun! Wow! Să le scot pe toate. Ele sunt cam lipicioase. Parcă e un porumb. De bune. Da. Când crești biluțele orbiz în apă, ele nu sunt lipite una de alta, dar aici, dacă au crescut în slime, sunt un pic lipicioase. Era și evident, pentru că slime-ul e un pic mai lipicios, mai ales când se usucă. Uh-huh. Hai să le amestecăm, vrei? Deci da. Ele nu și-au schimbat tare culoarea. Mai dar mult oricum, astea. Da, dar oricum au devenit așa mai tulbure, mai nu chiar... frumoase. Dacă le puneam în apă, erau să aibă o nuanță așa portocalie, foarte, foarte aprinsă. Ia uitați-o acum ce închisă e. Mm-hmm. Da. Să-l amestec. Deci, au câștigat biluțele orbiz. Da? Da, ce fel s-au făcut, vedeți, jumate-jumate. Mm-hmm. Și cum, Betty, ți-a plăcut acest experiment? Foarte, foarte, foarte tare! Și mie mi-a plăcut foarte tare, deoarece chiar dacă pare să fie un experiment simplu, rezultatul a fost foarte neașteptat. Noi chiar nu ne-am așteptat că biluțele orbiz să absoarbă absolut tot slime-ul și să nu lase deloc, deloc slime, da? Eu mă așteptam să absorbă jumate și jumate să mai iau și eu un pic să mă șoc. Am înțeles, dar ele... au fost mai zgârcite și au absorbit tot slime-ul. Ele deloc fără milă, adică
ce e cu slime-ul? Nu, e foarte gustos. Da, și l-am mâncat pe tot. Copii, scrieți-ne, vă rog, în comentarii dacă vă plac astfel de experimente și dacă vreți ca noi să mai filmăm astfel de experimente. Și dacă aveți idei de experimente, scrieți-ne-le în comentarii și noi neapărat pe cele mai interesante o să le facem cu Betty și o să vi le prezentăm și vouă. Și dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalele mele YouTube, la canalul Betty's Club, adică acesta, la canalul Betica și la canalul Dreamzyki, pe care noi postăm doar povești. Pa, pa! Pa, pa!